Apeși frumos, întins cum te-am învățat. Hai. L-a luat-o. Hai mai repede, hai. 40, nu mai pot. Ei, trebuie, n-ai zis tu că vrei să faci pizza pentru toată școala? Asta pentru ce fată din clasă este? Ana. Îți place de Ana? Da. E frumoasă? Da. Câți ani are? 9 ani. E înaltă ca tine, așa, și frumoasă? Da. Facem pizza, Ana. Punem sos? Da. Ușor? Nu plânge, Ana. O să învăț să fac și pizza, spune. O arnăm frumos, după care o reintroducem la cuptor. Parmigiana, nu? Punem mozzarella. Facem pizza. Vegetariană. Și punem pe ea. Ardei. Vinete și dovlecel. O minunăție de pizza. Luăm sosul de roșii și pictăm fiecare felie de vinete și asta e un secret în care nici vânăta, nici dovlecelul poți să pui un pic mai puțin, nu foarte mult. Nu se usucă la cuptor. Și încă un trick, cuptorul trebuie să fie încins la 200 de grade? Mai mult? 250 de grade? Mai mult. 300 de grade? La maxim. La maximul cuptorului din bucătărie, exact. Mea e 250. Fierbe sosul de roșii pe ea, cred că e gata. Tu știi că ai învățat foarte bine să faci pizza. Cum e să mănânci pizza făcută de tine? E bine. E bună?